Domnul prim-ministru Boc, atunci când este președinte de partid, pleacă în țară însoțit de un convoi important de mașini oficiale, mașini ale SPP-ului și mașini ale poliției. Dacă în ceea ce înseamnă SPP-ul nu punem în discuție necesitatea de a fi asigurată prezența acestora pentru a putea proteja premierul de ceea ce se poate întâmpla în România, pentru că am văzut, sunt riscuri foarte mari, lumea huiduie, lumea este nemulțumită. Pe de altă parte, punem și noi întrebarea către domnul prim-ministru Boc, care a demonstrat în trecut, anul trecut, când s-au aruncat acele șepci de polițiști în curtea la Cotroceni, că ar putea să renunțe domnul Boc la ceea ce înseamnă escorta poliției, a mai făcut lucrul acesta anul trecut, și așa domnul Boc dă afară foarte mulți polițiști și cred că ar fi normal ca măcar în deplasările de partid pe care le face în țară domnul prim-ministru Boc, cu Boc mobilul, să renunțe la escorta poliției. Liderul PSD Suceava a precizat că traficul din România nu este atât de aglomerat încât premierul Emil Boc să aibă nevoie de escorta polițiștilor. Mai mult, socialdemocratul a declarat că prin renunțarea la serviciile poliției s-ar economisi sume importante din banii publici. Nu cred că traficul este atât de greu în România și nu cred că în acest moment trebuie să adâncim costurile de funcționare ale statului în ceea ce înseamnă prezența poliției.